Așadar, continuăm cu clasa șaptea, geometrie, parcă ați propus, da, da. Geometrie. Am vrut să facem o practică din a face ceea ce am făcut și cu Daria acum, momente importante. Ca să vedem cu ce ne alegem de la problema aceea. Unde trebuia să fim pe fază. Da? Deci tot timpul facem așa. În trapezul mână cu Q. Ipoteză. Mână pe Q. Trapez. Mână paralel cu PQ. Mână paralel cu PQ. Și mână mai mare decât PQ. Mână mai mare decât PQ. Avem. Adică, acolo unde te impresionează momentul din problemă, ai sarcina de a striga în gura mare. Noi și share. Like și share la prietenii noștri. Da? Deci avem MP intersectează NQ. MP intersectează NQ. NQ. În punctul T. Da. Știm că MP. P sau T? T, mă, T, T. 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 Știm că MP. MP. Egal cu 72 cm. Mână. Egal cu 45 cm. Aha. Și că T, N, supra, N, Q. T, N, supra? N, Q. E 5 pe 8, raportul. Să calculăm în concluzie. Da. Lungimele segmentelor, M, T. M, T, egal cu cine? Și P, Q. Și P, Q, egal cu cine? Da. Desenăm un trapez, sigur că da. Trapezul are care. M, P. M, N, pare cu pechiul. M, N, mai mare. Deci M, N, P și Q. Mă P intersectează în Q, adică diagonalele trapezului, se intersectează într-un punct. Punct T. MP e de 72, deci asta e 72, se știe. MN, baza mare de 45, MP 72, MN 45, iar TN, supra NQ, TN, asta, supra NQ, NQ, toată asta, este 5 pe 8. Da. Asta, pe asta. Pe toate. TN. Deci NQ practic e 8? Și NQ e 5? Nu. Segmente? Dacă ne-am gândit la segmente, da, așa ar trebui să fie, nu? Cam așa, nu? Deci TN, TN și NQ. TN supra NQ egal cu 5 pe 8. Da. Dacă aș împărți eu, deci, pe toate Q, N, 8, aș avea aici 5 părți, nu? 1, 2, 3, 4, 5. Și aici aș avea 3. 1, 2, 3. Asta trebuie să înțelegem noi din ceea ce ne-a spus autorul. Toate de 8 și 5 sunt pentru TN, QT 3. Eu mi-am dat seama cum. MT, ni s-ar cere să-l aflăm pe MT și pe Q. Adică ai o idee? Pe Q. Păi Q tăpâie, triunghiul Q tăpâie asemenea cu triunghiul MT, nu? QTP cu MTN
De asemenea, știm tot timpul asta, nu? Că ăsta fiind paralelitate, unghiul de aici, da. Cât ăsta, că alterne. Interne. Da? Ăsta de aici, că alterne. Și ăsta au pus la vârf, mai închis. Două unghiuri trebuie să fie congruente și triunghiurile sunt asemenea. Deci, Iruna zice să ne apucăm de treabă și te rog să spui ea, Adi. Deci, demonstrație. Triunghiul QTN, cu mână paralel cu Q. Așa, mână paralel cu PQ. Da. Da, și mână e mai mare decât PQ. Nu are importanță pentru asemănare. Nu atât de importanță. Da, rezultă de aici că triunghiul Q... Conform teoremei lui Thales. Thales, da. Rezultă că triunghiul QTP nu lui Thales. Teorema fundamentală a asemănării. Da. Sau paralel adusă... Da. Teorema fundamentală, mai bine spus. Teorema fundamentală. E corect, așa. Teorema fundamentală. T, cum zici acolo? Fundamentală? T, F, A. T, F, A. A, T, F, A. Da. Da. Rezultă că triunghiul Q, P, T. Asemenea, cu triunghiul M, T, N. M, T, N. Și din asemănare le iese că... Q supra egal cu P supra. Așa, știm, scrim toate alea. Egal cu Q supra Q P. Q P supra cine are? Supra mână. Supra mână, bun. Egal cu? Egal cu PT supra TM. PT. PT supra? TM. TM, da. Da. Și egal cu? TQ supra? TN. TN. Bun. Și? Și, păi acum... TQ supra TN, ai putea să spui? Da. Este TQ supra TN? TQ supra TN 15. Nu. QT supra TN. Da, e 15, că e QT plus TN pe TN. Păi, noi avem TQ supra TN, iar vreau, atât. QT supra TN, e 3 pe 5. 3 pe 5, 3 deasupra și deodată, da? Egal cu 3 pe 5 aici. Da. Și acum... Q P PT, cât e PT? Nu știm pe PT, scriem TM. Deci pe asta scriem... Da, să luăm de la margine. Q P știm? Da. Cât e Q P? Păi Q P a spus că e... Q P? Trebuie să-l aflăm. Mai vreau în porții Q P plus mână pe mână. Dar pe mână știm. Q P supra mână care știu cât este mână Adi. Mână 45. 45. Egal cu PT. 3. 3. Pe 5. PT. PT, Adi. PT. Vă scriem ca pe PT plus MN. Plus TM. Pe TM. Ca să fie PM. Da, am nevoie de PM. Da, pentru că avem 72. Că e 72. Așa. Deci în loc de PT să scriu cât? În loc de PT să zicem PM. Minus nu. M? Nu. PT plus TM. Adunăm numărători la numitor. Bine. La toate. Deci, bun, dar eu să las că am făcut mișcarea asta minuna, da? Las așa deocamdată, PT supra TM, că nu știu nimic, da? Și egal cu TQ supra TN, că am zis, egal cu 3 pe 5, da? Mm-hmm. Și acum, eu pe primul și ultimul și zic QT QP, da? Supra 45 egal cu 3 pe 5. Da. De aici rezultă QP egal cu 3 pe 9, adică 1 pe 1 pe 3. Păi, ești dintr-o chestie, o proporție. Te află repede, fără să stai pe gânduri. Hai, uite de acolo, la relația ta, vezi pe QP. Hai, 3, 4, 5 pe 5, hai.
Ăsta ori, ăsta poți să lasă la azi. Păi da, am zis direct cât dă. Cât dă? 3 pe 9. Ai zis greșit. Hai să vezi. 3 ori 45, nu? Uite. Da. 3 ori 45. Și să-ți spună 5. 45 totul pe 5. Păi da, 5 cu 45. Face 9. 3 ori 9, 27 azi. Nu 1 pe 3. Sau ce zici 3 pe 9. Nu, 3 ori 9, 27. 27, da. Deci am aflat pe QP. Și acum, mă întorc la asta, luăm pe T, pe T supra TM, egal cu 3 pe 5, da? Mm-hmm. Și spune Miruna să facem o mișcare, că îl știm pe MP tot. Și MP s-ar obține din PT plus TP. Plus TP. Și atunci adunăm numărători la numitor sau invers, nu are importanță. Și ce obținem? PT plus... Fiindcă îl vrem pe MT, înseamnă că îl lăsăm și atunci adunăm numitorii la numărători. Da, PT plus MT, totul supra TM, da? Da. Egal cu... 3 pe 5. O să fie 3 pe 5. Păi ce mișcare am făcut? MP. Ce am făcut? Am adunat? Numitorii la numărători, egal cu 3 plus 5. Păi, mai, asta e treaba. 3 plus 5. 3 plus 5, totul pe 5. 5. Și egal cu 8 pe 5. Da. Și atunci, cine este PT plus MT? MP tot. MP, da? Da. MP. Supra TM. Supra TM. Egal cu 8 pe 5. Noi știm cât e MP. Deci MP este 72. 72 supra TM egal cu 8 pe 5. Și împărțim totul prin al numărător prin 8. Da, și o să avem 9 supra TM. Hai, 9 supra TM. Da, 9 supra TM. Egal cu 1 pe 5. Nu ne rezultă că TM este egal cu 45. 45. Nu, 5, 45. Asta vă rea, asta vă ți lasă. Sau puteam să scoate și să simplificam mai târziu, dar am făcut-o ca să vă atrag atenția că se poate simplifica și așa numărătorii. La numărător. Prima ne dădea foarte repede. Nu mă îndoiesc, dar am apucat pe chestia asta cu raportul ăsta, tot același lucru am ajuns, da? Da. Deci Miruna a prins foarte repede. Hai să vedem momentul important, Adi. Tu remarcă momentul important al problemei. Așa am zis, nu ne despărțim decât după ce punctăm foarte bine. Momente importante. Te rog, vezi tu. Asta că cu mână e paralel cu QP, rezultă că triunghiurile... Deci prima chestiune care merită remarcată este aceea că putea, neapărat de aici trebuia plecat, fiind într-un trapez, laturile opuse sunt paralele, dar autorul chiar ne spune care sunt cele două paralele, și imediat, Miruna, spune-ne cum te-ai dus la triunghiurile astea, că totuși n-am înțeles. Care a fost motivul? Avem și QP și TN și Mergiu. Deci tu când ai văzut că îți dă asta de 45 mână, da? Apoi MP tot, da? Și îți cere ce? Îți cere MT și BQ și PQ. Te-ai gândit îndată, PQ intră în triunghiul ăsta QTP, nu? Uh-huh. Și ai raportul QT supra TN, te-a trimis chestia asta spre triunghiul celălalt. Și atunci ai zis, ce bine ar fi dacă mă opresc la aceste două triunghiuri. Deci ai avut un motiv să te oprești la triunghiurile acestea. Din experiența trecută știi tot timpul că sunt asemenea triunghiurile acestea. Da? Deci prima chestiune, momentul important, primul moment aici este asemănarea triunghiurilor, da? Triunghiul QPT QPT asemenea cu triunghiul MTN, cu triunghiul MTN. Că ce motive au avut aici să spună că sunt asemenea, nu mai încape discuții. Experiența trecută, dar dacă e nevoie pe concret la momentul ca acesta, unghiul ăsta de aici cât congruent cu ăsta, da? Și ai toate, dacă două unghiuri sunt congruente, apoi este opus la vârf. Și am și celălalt. Deci nu mai discuți. Da. Deci toate motivele merită de aici încolo
și am mai spus-o și altă dată, să ținem cont de următorul lucru. Totdeauna, dar totdeauna, triunghiurile acestea sunt asemenea, nu? Fenomen fundamental asemenea, te trimite așa ceva. Și ce am mai spus eu, parcă să reținem? Merite ar să spunem despre triunghiul M, Q, N și triunghiul M, P, N. Ce fel de triunghiuri sunt acestea? M, Q, N și cu M, P, N nu sunt asemenea, n-am niciun motiv. Congruente. Nici nu știu dacă sunt congruente, că latura asta nu-i cât asta, nu-i runa. Sunt echivalente. Aceste două triunghiuri sunt echivalente pentru că au M, Q, N, cu cine este galaria? Baza, ori înălțimea, supra 2, da? Dar a lui M, N, P, e baza, ori înălțimea, și înălțimea este aceeași. Deci de aceea cele două triunghiuri sunt echivalente, o observație foarte tare, merită să o ținem, să o ținem cont și de asta. Notați-o, notați-o. Una la care acum am făcut noi discuția este că area triunghiului, uite, să putem să zicem, area triunghiului M-P-N este egală cu area triunghiului M-N-Q. Triunghiului M-N-Q. Apoi, eu zic că și area triunghiului Q-M-T e cât a lui P-T-N. Cum ai putea să arăți asta? Care? De unde spun eu că area triunghiului M, T, M, care? Q, T, M și cu P, T, N? Cele două triunghiuri? Bă, eu s-au pus la vârf. Înălțimile cad pe aceea... Înălțimile sunt egale. Nu să fie egale înălțimile acestor. Adică... Care ar fi? Cad în afară. Înălțimea de unde? Din T. Din T, nu știu unde pică, poate pe afară, pe aici, mai pe afară, pe aici. De ce spun eu, dacă spuneți chestia asta, sunt așa de fericit, de ce spun eu că triunghiurile Q, T, M și P, T, M sunt echivalente, aceste două triunghiuri? De ce spun? Deci, motive. Am motive, da, și pe care vrea să le aveți și voi. Păi, da, pentru că Q, T, supra T, N, egal cu M, T supra T, P, sau triunghiurile T, Q, pentru că dacă sunt congruente, au șoare egal. Păi nu înseamnă, n-ați zis că sunt congruente. Da, nici nu sunt congruente. Deci două triunghiuri pot să nu fie congruente, dar ele sunt echivalente, au aceeași arie. Ariile sunt egale, nu? Ariile sunt egale. Eu asta întreb, de ce cred? Nu intră în discuții. Triunghiul ăsta și cu ăsta Miruna, unul simplu îmi spune matematic, unul simplu matematic, spune că nu sunt congruente triunghiurile. Și totuși eu spun că au aceeași arie. Știu. Știu. Pe care aceeași arie sunt echivalente. Da, dar trebuie să-mi spuneți de ce. Dar nu știu care. Alea, eu spun că triunghiurile Q, T, M și P, T, N, cele două triunghiuri, sunt echivalente. Deci au aceeași arie. Q, T, M și P, T, N. Diagonalele într-un trapez sunt congruente? Diagonala isosceles. Deci diagonalele într-un trapez... Isosceles sunt congruente. Mai într-un trapez isosceles sunt congruente, sigur. Păi, Miruna, cu cine ar fi area triunghiului M, Q, T? Ar fi din triunghiul Q, N, M, scăzut pe asta. Scăzut area. Așa, da, tot, nu am înțeles. Așa și. Da? Deci, scad cu asta. Deci, din triunghiul, ca să obțin triunghiul cu albastru, adică, ca să obțin triunghiul cu albastru, din triunghiul M, Q, N, scad pe M, T, N. Da? Cum area triunghiului M, Q, N este cât a area triunghiului M, P, N, că am vorbit mai devreme, M, P, N, din cele, din area asta și area asta, scadă aceeași bucată, nu rămân astea două de aceeași măsură? Da, atunci și area lui M, Q, P, cu Q, P, N și... Da? Deci, da. Atunci rămân astea două de aceeași măsură,
concluzia este că totdeauna, totdeauna arele triunghiurilor QTM și cu TPN sunt egale. Triunghiurile sunt echivalente. Și acest lucru să avem ca rezultat. Dar sunt lucruri care merită reținute că în orice trapez se întâmplă. Deci să spunem, și area triunghiului MTN, MTN, egală cu area triunghiului Q, M, M, T, M, T, Q. Da? Cu area triunghiului P, T, N. P, T, N. Ce părere aveți despre, ducând prin punctul de intersecție al diagonalilor, o dreaptă, E, F, deci ducând din punctul de intersecție al diagonalilor unui trapez E, F, ce părere aveți de E, T și T, F? Cum? E, T, E, T, sunt egale. Ați putea să mă arătați că astea sunt egale? Ți-am zis. Da. Adi? Da. Adi spune că asta... Zii de ce sunt? Este cât asta? Mhm. Ce motive ai? Păi, area triunghiului MTQ egal cu area triunghiului PTN și de acolo și cu... De fapt... TF și TE sunt bisectoare? Nu știu. A, pentru că E, pentru că Q e supra E, M, egal cu Q, T supra T, M, și P, F supra F, N, egal cu P, T supra T, N. Am făcut noi asta, nu? Deci tu ai spus că? Q e supra E, Q e supra E, M, E, M, egal cu, nu știu dacă am zis bine, Q, T, Q, T supra T, M. Supra T, M. Da, pentru că paralela termalutare sunt parte pe cele două segmente proporționale. Deci E, Q, E supra E, M, egal cu Q, T supra T, M. Da, de acord. Și? Te-ai oprit. Ba nu. A, ba nu. Dacă spune că triunghiul Q, E, T e asemenea cu triunghiul Q, T, M și... Q, E, T, da. Asemenea cu Q, M, N. M, N. Da, da, da. Este asemenea pentru că triunghiul ăsta micuț, nu? Da, am zis că e zis paralelă. Că e Q, M, T. Q, M, T. Q, M, T. Q, M, T, asemenea cu? Cu Q, E, T. Păi cum să fie Q, M, T cu Q, E, T? N-ai nicio logică. Deci, trebuit... atenție, Adi, când ai zis asemănarea, ce trebuie să ai acolo, da, paralist ceva. Și PT... Stop, nu intră în discuția asta, da? Deci, triunghiul E, Q, T, este asemenea cel mult cu M, Q, N. Da. Cu M, Q, N. Uh-huh. Și când scrii raportul de asemănare, zici Q, E, supra... E, Q, M, da. Egal cu Q, T, supra Q, N, și egal cu E, T supra M, N. Da. E, T supra M, N. Analog și pentru celălalt. Da, și acolo vei constata că E, T intră comparat cu M, N, T, E, F cu M, N, supra M, N. Da. Și de acolo poți să constați că E, T este cât T, F. Deci și acest rezultat, al treilea, deci iată două, trei rezultate care trebuie să reținute, anume, asta al doilea, al treilea și al patrulea. Că iet congruent cu T, F. Acestea ar fi lucruri care merită de ținut în legătură cu trapezul acesta și cu, mă rog, lucrurile care le-am discutat în lecțiile anterioare. Vă mai adaug și chestia următoare, că dacă o duc mai jos, se păstrează asta. Adică dacă o duc mai jos, paralel aceea, nu pun punctul de intersecție, și segmentul ăsta
va fi cât asta de aici. Rămâne să constatați concret voi. Acum să șterg. Apoi să vedem o altă problemă, da? Da, da. Era mai pregătit o problemă. Da, da. Eu m-am întins cu discuția pentru că Miruna, știi tu că obișnuiai să păstrezi niște lucruri din problemele anterioare, ca niște rezultate importante. Și de aceea am insistat aici. Acestea merită reținute. Clar că nu se știe când într-o altă problemă vei avea nevoie și atunci tu spui. Da, știu pe astea și mă descurc. Apropo de treaba asta, spunea Daria mai devreme că a avut de adunat numerele 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus cum și așa mai departe. Știu eu. O secundă. Plus 200 și plus 2017. Egal cu 2017. Da. Egal cu cine? Și când a fost văzut ieșiță, ne-am stat pe gânduri. A fost foarte încântată. Pentru că ea păstra amintirea sumerilor Gauss, nu? Uh-huh. Și a zis, ăsta care nu mă interesează, mă interesează suma asta, zice aici. Uh-huh. Da? Și sigur că da. Poți să zici? Simplu. Cum? 200 minus 2 împărțit din 2, împărțit la 2. Ca să afli numărul? Da. Numărul, da. Da. Deci 200 minus 2 fac 198 împărțit la 2. 9. Fac 99. Și mai adaugi 1. 100. Deci 100 de termeni. Da. Deci primul plus ultimul. Și a zis, am fost așa de fericită. O spunea din toată inima, îi nota ochii în lacrimi de bucurie. Pentru că așa ceva știam. Și din 3 în 3 dacă ar fi mers. Și din 5 în 5 știam că e vorba de a adunat primul plus ultimul, oricâți termeni sunt, era important. Și atunci am știut că cum se fac. De-aia am insistat la problema de mai înainte, cu niște lucruri deja care trebuie ținute în minte, că nu se știe când ai nevoie de ele. Da, bine. Poftim acum, Mihaela, te rog să mă duci spre problema următoare. Mână pic, trapez. Deci tot așa? Da. În ipoteză, mână cu Q. Pe Q. Trapez. Trapez. Mână paralelă cu Q. Mână paralelă cu pe Q. Q. Mână 45 de centimetri. Mână egal 45 centimetri. NQ. NQ. 15. NP, 24 cm și MQ, 18 cm. Știind că domn profesor iar nu merge. Iar merge, iar umblă cine. Da? E, umblă, știind cine umblă acum. Da. Da. Știind că MQ MQ intersectează NF. MQ intersectează NF P. În T. Calculați. Amic. Perimetrul triunghiului TQP. TQP. Și egal cu cine? Și B mic. Cât la sută reprezintă area triunghiului TQF din area trapezului MNPQ? Pe la sută. Din. Pe la sută egal cu? Cât de la sută reprezintă area trapezului TQF? Aria a triunghiului TQF. Triunghiului TQF. P din area trapezului. Aria trapezului. Da. MNPQ. MNPQ. Bun. Gata. Făcut. Ai făcut problema?
A, nu, s-a făcut acolo. O mai stric, o mai face, o mai stric. A, așa. Deci... Nu s-a stătit de ștept, da, trapezul. Mă gândeam, băi, nici n-am sens tabla și tot o problemă. Da, și vise frumoase și pentru... Da? De ce nu visează așa? Bine. Da, deci este vorba de trapezul. M-N, tot așa rulul ăsta, M-N, P, U, M-N e 45, M-Q e 15, N, Q, diagonală, da. De 15. Ca problema precedentă. Da. N-P, N, P, e 24 centimetri, MQ 18, MQ. Și MQ cu NP, MQ, MQ cu NP, adică laturile paralele, da? Se întâlnesc într-un punct T. MQ până P în punctul T. Are un TQP. TQP. Are. Așa este. Să vedem area triunghiului TQP. Nu, perimetrul triunghiului TQP. Perimetrul. Da. TQP. Deci arătăm că... MN este 45, să spun aici, ca să spun aici. Și cum te voi ieși tot ăla afară? Cum? Am prelungit laturile paralele, am înțeles eu. Că TN, așa îmi spune aici. MQ... Cu... Sintetizează cu NP... NP, nu cu PM? NP am înțeles eu. Mai zi-mi eu o dată. MQ... MQ identificată NP. 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 În T. În punctul T. Așa, laturile paralele. Laturile neparalele sunt întâlnesc în punctul... Triunghiul TQ plus... Nu zice că QP e mai mic decât... E, nu zice. Cum? Nu zice că QP e mai mic decât mână? Nu. Nu mi-a spus, dar notat eu așa, trapez, găsesc paralele, e bine. Nu știu, mă interesează la până cu mochiul și mă dată înăuntru. La până ne paralele? Dată aici, până cu mochiul. Da, nu diagonale. Păi până, A, cum ai notat tu? Mână, păi sunt într-un sens de rotație, așa. Nu se merge din diagonală. Deci să respecte sensul de rotație. Da. M, N, P, Q. Uite, am notat așa. Da. Notează ca mine ca să nu ne da? Da, vă spune că triunghiul TQP e asemenea cu triunghiul TQN. TQP cu T? Da. Este. QN. TQN? Da. TQP cu TQN? Nu știu. A, cu TQN? Tu de ce crezi că este asemenea? Ce te face să crezi? Ca să fie asemănare, trebuie să te bazezi pe unul din cazul de asemănare sau teoria fundamentală a asemănării sau... Nu? Păi, TQ... Chiar, nu, lasă să vedem dacă... Ce motive are el? De ce crezi tu că TQ e... Nu, m-am uitat greșit, trebuie. Greșit, nu? Da, TQB cu QMN. QMN. Deci, TQB cu QMN, adică, păi ăsta de aici, are pe QP paralel cu mână. De ce fugi tu în triunghiul exact. QMN tocmai că n-are niciun rost? Din nou, dacă vrei să mă convingi, încearcă. Dar nu ai cu ce mă convinge ca triunghiul ăsta MQN să fie asemenea cu QTP, trebuie să aibă două unghiuri congruente. De cel mai multe ori. TQP e asemenea cu TMN. Deci TQP cu TMN, Adi. Cu TMN. Pe toate le-ai încercat, dar cu asta nu. Care era evident. Nu am văzut. Păi dar e evident că dar QP e paralelă cu MN. Ce mai vrei?
Nu încerci la întâmplare, trebuie să fie argumentat. Hai să zic pe ăsta că poate sunt paralele. Poate sau sunt asemenea. Păi, unghiul tău comun, chiup și mână sunt paralele cu secanta comună. Miruna nici nu mai insistă. Nici nu mai, da. Că zice așa teorema lui Thales, o paralelă, sau teorema fundamentală. O paralelă dusă la una de latul unui triunghi, formează cu celălalt un triunghi asemenea cu cel mare. Da. Băi, poți să muncești și cu unghiul, dar mai pierzi, tâi cu omul, nici e drept, da, iar tâi cu ăsta altul de intalcuit, da, al corespondente, nu? Și celălalt la fel ar fi, dar pierdem timp. Avem rapid. Argumentarea acestui lucru este spus rapid de tine. Bun. Dacă sunt asemenea, ce putem face aici? Că tu Q pe MQ egal cu tu pe PN și egal cu Q pe MN. Știm QP, știm MN, știm MT, știm TN și cred că aflăm are tu QP. Dar nu are perimetru. Perimetru. Ia să vedem. Deci cum spui, Miruna? T, Q, P, Q, M. Mai întâi spunem cum Q, P. Paralel cu mână. Rezultă triunghiul T, Q, P. Asemenea cu triunghiul M, T, N. T, Q, P. Q, P, asemenea. Asemenea cu triunghiul M, T, N. M, T, N. Și acum, să zicem latul de triunghiului sud de sus. T, Q, P, Q, M. T, Q. Supra. Da? T, Q, supra, T, M, da? T, M. Egal cu T, P. T, P, T, N. T, P, P. T, N. T, N. Și egal cu Q, P, P, M. Q, P, P, M, N. Ce știm din ele? T, Q, îl lăsăm așa. T, Q. Putem să fim și invers, Miruna. Poți să fii și invers la poate, nu? Uh-huh. Adică TM supra TQ egal cu TN supra TP egal cu MN supra QP. Poți să fii, nu? Da, adică nu, nouă ne dădea, de asta am început eu cu MQ, TQ supra MQ. S-a adunat numitorii la numărașul. TQ supra? TQ supra MQ. Supra MQ, când ai zis TQ supra MQ, pentru că MQ-ul știm, e 18. Bun, atunci folosim teorema lui Thales, vrei să spui. Da, nu asemănare. Atunci am înțeles. Teorema lui Thales și poți să spui că TQ, ai zis bine, da? TQ supra MQ, MQ egal cu TP supra PN, TP supra PN și egal cu QF supra P, supra N, nu văd. QF supra? MN. QF supra MN. Și atunci am avea TQ supra 18. TQ supra 18. Egal cu TP supra până 24. TP supra 24. TP și egal cu 15 pe 45. Și egal cu? 15 pe 45. De ce 15 pe 45? QP e 15. QP e 15? Unde-i de vestul? Nu, nu, QP nu e 15. Nu, am văzut pe asta, nu, egal cu QP pe 45. Și este greșit, Miruna. Nu egal cu QP supra mânei. L-am scris eu aici, dacă să atrag atenția în mod categoric, teorema lui Thales nu merge mai departe. Corect. Teorema fundamentală asemănării. Triunghiul ăsta, latura asta supra toată latura asta, ca să fii cu latura asta pe toată asta numai de fundamentală. La asemănare, la teorema lui Thales, te oprești doar la două rapoarte. Și facem X? Facem X, adică X aici în sensul că nu mai pune niciodată tâmpenea asta, nu se poate. Adică nu îmbinăm Thales cu fundamentală. Thales se referă numai la proporționalitatea laturilor determinate de paralela ce a dus. Mm-hmm. Da? Trebuie să facem derivate ca să o zicem și... Sigur că da. Și atunci când faci derivate, bagi pe Q supra mână. Și acela, valoarea raportului este altul care îți permite și pe QP să o duci supra mână. Că teoria fundamentală s-a făcut după ce ai făcut Thales. Da? A. Bine. Acum, întorcându-ne aici, suntem blocați. Da. S-a adunat numitorii la numărătoare? Adunăm, Adi. Dar nu ai făcut nimic, că nu am un raport cunoscut. N-am valoarea unui raport cunoscut. Dar dacă spunem că T, P plus T, N,
Da, tp plus tn egal cu... Nu, deci tp plus tn supra tn egal cu... A, dar nu cunoaștem tp. Ce facem? Ne uităm. Ne uităm, că dar n-avem. Cine mă ajută? Mirna? Nu m-ai auzit? Păi trebuie să facem acum, nu... Nu ne lăsăm așa bătuți. Trebuie să încercăm, vedeți, să, e vorba de a face perimetru. TQP. Trebuie să știm laturile, nu așa? Și nu știm niciuna din ele. Da? Niciuna din ele. Păi TQ supra TQ plus Q mă putem spune acolo? TQ? Supra TQ plus... Nu, acolo sus. TQ plus... Ne vin la fundamentală, da? Da. La fundamentală. Și atunci, hai să întoarcem, cum spuneam mai devreme, să întoarcem ca să pe TM să-l scrim ca fiind TQ plus QM. Și pe TQ să-l distribuim, să încercăm ceva, da? Deci de aici, Adi, hai să vedem șirul de la poartă, întors. TM supra TQ egal cu TN supra TP și egal cu MN supra MQ, QP, mână supra QP, echivalent cu. Și spuneam Miruna, acum să încercăm pe TM. TQ plus QM. Așa, TQ plus... TQ plus MN, îi vine Adi? Da, QM. TQ plus QM, da, QM. Totul supra... TQ. Totul supra TQ. Egal cu... TP plus TN. TP. Plus TN, totul supra TN. TN supra. TN. TN. Și egal cu QP plus MN. QP plus MN. Totul supra MN. QP. QP plus... QP plus MN, totul supra MN. Deci MN, din cine e forma Miruna? MN. MN e format din nimic. Din MN, n-ai ce-i face. Mi-am întors rapoartele. Domnul că le-a întors, l-ai pus supra TN. Deci MN, doar până aici mă pot opri. Și dacă vrei, pot continua egal cu MN supra QP și rămâne așa. Deci MN supra QP. Egal cu, nu cu MN, cu QP. Cam întors, Miruna, nu? Păi, da, uitați-vă și la al doilea raport, domnul profesor, care l-a scris. Acum, deci, la derivate. La deci derivate. Am zis așa, TM supra TQ, nu? Da. Pe ăsta, da? Da. Egal cu TN supra TP. Corect, da. Și egal cu MN supra da. QP, da? Acum, când ați adunat, uitați-vă la al doilea. N-am adunat decât am scris. În loc de TM, loc de TM, am zis că TM este TQ plus QM. Corect, la al doilea. În loc de TN, TN, TP plus PN. Da? PN trebuia să spun, da? Da. PN. Nu era bine, și supra TP. Supra TP. Supra TP, e bine. TP. TP, TP. Mulțumesc frumos. Egal cu MN, las, nu? Egal cu MN, că n-am cum să scriu. Supra QP. E bine.
Și acum ce fac? Pe TQ distribui. Corect. Și vine 1 plus QM supra TQ egal cu 1 plus TN PN supra TP. Și egal, dacă vrem, și cu cealaltă mână. Mână, îl știm, da? Supra QP. QP. Și acum, dacă le oprim numai astea două, putem denunța la 1. Și apare relația QM supra TQ egal cu PN supra TP. Care înseamnă ce, deci? QP îl știu? QM îl știm. QM îl știm. 18. QM. Da? Cât este? 18. 18. Ce supra cât? Supra TQ nu știm. Nu știm. TQ. Și egal cu? Până îl știm 24. 24. Supra TP. TP nu știm. M-a ajutat la aceeași chestie care... Da, m-a ajutat la tabă. Așa. Deci n-am ajuns, ne-am învârtit într-un picior și am rămas tot așa. Ei, totuși ceva trebuie să fac eu. Și atunci am să zic, am să zic pe T pe jos și pe 18 în partea cealaltă. Și vine TQ supra TP egal cu TQ supra TP 18 supra 24, cât vine? 3 pe 4. Deci, TQ supra TP egal cu 3 pe 4. TQ supra TP egal cu 3 pe 4. Dacă ăsta are 3, ăsta are 4, nu? Asta vreau să spun. Da, și atunci nu putem lua TQ supra TM egal cu TP supra TN, să scriem TQ supra TP egal cu TM supra TN? Cum? Să zicem? Acolo, la TQ supra TN, în sus. TQ supra TM. Egal cu TP supra TN. Să scriem ca TQ supra TP egal cu TM supra TN. Da. Deci pe ăsta, deci, de o parte, îl luăm. Și spunem că TQ supra TM egal cu TP supra TN. Da? Da. Și schimbăm mezii cu extreme. Adică schimbăm între ei. TQ pe TP. Și deci rezultă TQ pe TP TQ pe TP TM pe TN. Atunci 3 pe 4 egal. Deci rezultă că 3 pe 4 este egal cu TM, nu? Da. TM supra TN. Deci TM TM supra TN este aceeași acord, tot 3 pe 4. Asta, nu? Asta am arătat, dar nu reușesc să prind deloc laturile trinului. Dacă îți scrie TM ca MQ plus Q, tot acolo mergem, nu? Tot acolo, învârtim zadar. Era de așteptat, minunat. Dacă asta e raportul 3 pe 4, tot așa se întâmplă și TM supra TN. Cum am și dovedit. Datorită paralelismului. Bine. Deci am mai aflat un raport. Deci am aflat și raportul TM supra TN. TQ, așa, și ăla, da. A, așa. Așa, bun. Avem vreo idee? Nu. Nu avem nicio idee. Repede, nu. Repede, nu. Păi, nu. Abandonul este cel mai simplu lucru de făcut. Da? Ai deloc sus, adică ai o tiștoacă. Hai, încercăm, de ceva, să ne vină în minte. Păi, vedem. Ne dă chiudnă ăsta oare degeaba, nu exact, ne legăm din loc. Exact, la asta mă gândeam acum.
Noi ne vârtim într-o... Da? Deci stăm și încercăm să prindem problema, dar nu găsim deloc un loc unde să-l folosim pe Q-ul în ăsta. Hai să ne uităm la sfârșit. Q-ul trebuie totuși folosit. În contextul acesta nu prea se vede unde să-l folosește. De aceea, eu cred că nu Q-N îi dat, ci Q-P, ca să meargă problema. Ia uite la sfârșit. De ce? Că Q-N aruncat așa, aici e fără nicio Dumnezeu. Nu se cruce, n-am nicio șansă. Q... Care zice domn profesor? Eu zic că nu Q-N. Nu, e dar cu 15. Nu Q-i 15, zic ei, aici nu Q. În problemă. Nu Q, da. Dar eu cred că este vorba de Q-P. Dați-mi eu ce zice la sfârșit. Acum nu uităm. Da, Q-P trebuie dat. Că nu legăm. Vezi, toate elementele 3 de sus ale triunghiului nu se leagă. Nu-i dat niciun element ca să pornesc pe raport. Nu. Deci o greșeală, trebuie să o reparăm. Exact. Vezi, domn profesor, vezi de ce unde-ți greșeli, nu ca pot. Deci este o greșeală, nu ai... Aceea rămâne izolată în Miruna, vezi? Q-N rămâne izolată și nu e o treabă corectă. Ce test era asta? Testul 5. 2, da, 1. Testul 5, problema 1. Și triunghiul T, Q, P, asemenea cu triunghiul T, mână. Corect. Da, așa am zis și noi. Rezultă că perimetrul triunghiului e 36. Și Q, N este o greșeală. Nu Q, N, ci Q, P. Q, P, da, Q, P, ce numai noi, da, punem noi. Nu, dar punem pentru că așa merge problema. Dacă ajungem la rezultat, la 36 înseamnă că e o greșeală. Da. Deci vorbim de Q-N, Q-P. Q-P, da? Da. Q-P egal cu 15. Da. Și atunci problema se modifică. Motivul pentru care, repet, îmi dau seama că așa trebuie să fie, este faptul că din șirul de rapoarte nu reușesc să am valoarea unui raport ca să mă duc la celălalt. Și atunci dacă am pe asta Q-P de 15, gata, problema merge. Și eu de rapoarte este așa. Da? Și vom vedea exact dacă am dreptate după ce vedem chiar valoarea arii. Sau perimetrul. Perimetrul. Așa. Mergem. Și zicem. Triunghiul ăsta cum e asemenea cu ăsta, latul A de rezultă de aici, trebuie să vorbești. T, Q, supra toată latura. Da. T, Q, supra T, M, da? Da. Egal cu? Egal cu T, P, supra T, N. Supra T, N. Și egal cu? Egal cu? M, Q, P. Q, P. Q, P, supra tot M, N. Și acum echivalent. Spune-mi ce știi. T, Q. Știm pe Q, P și M, N. Deci T, Q, supra. Hai să zicem T, Q, supra. În loc de T, M, putem zice T, Q, plus 18. TQ plus 18. Deci în loc de TM tot, TM zicem TQ plus 18. Da. Egal cu TP supra MN. În loc de MN. Dar nu TP supra TN. Deci TP supra, da. Adică TP plus 24. TP plus 24, da. Și egal cu? Egal cu 15 pe 45. Asta e. 15 supra 45. Se simplifică prin... 15 și egal cu 1 pe 3. Da? Și avem acum că TQ... Hai să privim invers, că ne vine mai ușor. Și vine TQ... Tu Miruna ai văzut pe primul plus ultimul și asta ce ajută, da? 3 TQ, hai să zicem, 3 TQ. 3 TQ egal cu TQ plus 18. De unde rezultă? Că 2 TQ egal cu... 2 TQ egal cu 18. TQ egal cu 9. Și dacă TQ egal cu 9, să-l găsesc pe TP. Dacă 3 TP egal cu... 3 TP egal cu TP plus 24 și atunci nu mai e TP. 2 TP egal cu 24 și TP
Q pe egal cu 12, da? 12 plus 9 plus 15. Atunci pe 3 care e 6. Da, deci, exact. Deci ăștia din deci nouă, nu, domn profesor și-a dat seama. Da, da. Era aruncat. Eu m-am dat seama de la început, dar am vrut să vă văd dacă voi reușiți să vă duceți ușor, ușor. Nu, ei abandonează, adică... să știți, ei nu repară niciodată. Noi nu avem cum să știm dacă e greșită sau corect. Păi este simplu, simplu. Și eu puteam să abandonez. Da, sunt de acord, dar poate era o soluție și noi nu știam. Nu, 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 nu. Câte vreme este un element în problemă pe care nu îl folosești deloc, și problema se sfârșea foarte repede cu... Exact, și am încercat să-l ducem și acolo și asta, acolo. Asta, am făcut toate lucrurile acestea ca voi să vedeți, concret, cum puteți să luați și voi decizia, că e corectă. Dar nu o decizie de tipul, e greșit de problemă. Am o decizie când nu puteți, gata, luați decizia. M-am așezat și rudera coartei de două ori, pe teorema fundamentală, teorema lui Thales. Și vreau să vă conduc spre momentul acela în care să sesizați că nici o clipă nu puteți să porni problema, că nu aveți valoarea unui raport. Nu e egal undeva, cum s-a întâmplat la noi, 15 pe 45. Când am modificat-o, aceea rămâne răzlețe, nu? Rămâne aruncat acolo răzlețe. Fără nicio așa. Nici nu vedeți, nici cum în problemă să trebuiți. Iar autorul nu putea să dea un rezultat fără ca el să fie folosit un... să-ți dea ceva, o informație și tu să nu o folosești. Tocmai nu reușești să faci problema pentru că aceea este prost dată acolo. E o greșeală, tipar. Și ce ușor era. Da? Stai puțin, că asta e numai au, dar mai avem și beu. Sigur, dar am vrut să spun aici, e important că în problema asta am luat decizia corectă și mai ales v-ați dus la sfârșit, nu? Și a spus, triunghiul ăsta e asemenea cu asta. Deci da. Noi am plecat așa. Și perimetrul e 36. Perimetrul 36, păi e clar că trebuie aflat. Imediat de dat. Da. Deci, aceste lucruri minunat trebuie să învățați, nu degeaba am insistat. Deci, repet, puteam să vă spun repede, nu se poate, e o greșeală, asta trebuie să fie, că eu mi-am dat seama că trebuie să folosesc QP supra un... Nu, și trebuie să fie... Un raport. Da, da. Da. Acum, că la sutul linearei a triunghiului... Tot mai insistă cu Mirona, un pic. Da, asta am înțeles, dar vorbim de două. Hai, gata, o facem. O facem, trebuie să și o vedem. Cât la sută din arie, din arie, da. Noi am aflat perimetru. Da. Trebuie să aflăm aria? Da, ducem în lățimea. Dar e și un chegă cu... Nu? În aria lui... În aria cui? A, în aria trapezului. În aria trapezului, da. Da, ducem și aria, ducem și în lățimea lui Munchiu până. Da. Poate să leagă ceva. Poate să leagă ceva. Da. Merg așa, sigur că da. Știți bine, tot timpul am... Mare dragoste să merg pe ideile voastre, pentru că eu trebuie să, poate să leagă. Văd. Da, da, foarte bine, că așa se întâmplă. Așa, poate merge ceva. Dacă cumva nu merge, atunci renunțăm și încercăm altceva, nu? Dar plecăm la Ari, pe Ari, domn profesor, nu? Tocmai la Ari și ea se duce, da. Atunci are nevoie de înălțimi. Da? Înălțimea cu Miruna? Înălțimea lui Tuchiu pe... A lui Tuchiu pe... Aici este. Uite, vezi, pe urmă. Și o ducem până jos, domn profesor. Și o ducem până jos, până la urmă. Deci, e tot înălțimea la trapez. Nu. Nu e înălțimea la trapez? Înălțimea la trapez. E înălțimea la trapez. Din chiu, da? Da. Și dacă pe asta o duc de aici, Miruna, e alta decât asta, dacă da. Duce-o. Nu e egal. E cum, Miruna? Spune și mie. Nu e egal, deci asta de aici? Deci nu aș fi de pe asta. Ești un drept, tu ești minunat. Și nu e egal și cu mijloc și mai încolo, dacă ar duce și mai încolo și mai încolo. Oriunde ar duce. Distanța de cele două drepte este aceeași, oriunde ar duce. Deci înălțimea... Ce nu știți? Păi două drepte sunt paralele. Atenție, două drepte... Foarte bine mă întreb. Două drepte sunt paralele, dar sunt la egală distanță una de alta. Da, și nu știi că s-a egalizat. Stai, da, și mă... Deci, ce înseamnă două drepte paralele, să zic? Două drepte paralele. Ce înseamnă? Când vă vorbește profesorul pentru parte, două drepte paralele, spune așa, sunt paralele linii de cale ferată, nu? Două paralele, oricând dreapte, pe noi și nu sunt. Egală distanță tot una de alta. Adică asta înseamnă. Distanța cum se măsoară? Perpendiculară pe cele două. Și una de trei. Și asta tot timpul, ce s-a format aici în așa? Un drept. Un dreptunghi. Tu. Da? Cum dacă e 90 de grade. Și cum sunt laturile unui dreptunghi? Paralele două. Paralele două câte două și congruente. Și congruente, da? Și știm că Q-ul e cât... Q? Q1 e cât M1. Da, astea două?
Păi, cum da? E dreptunghi așa, nu? E dreptunghi aici, măi, mă, că e dreptunghi ăsta, nu, nu poți să fie. Gata, 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 doamne. Dacă o secundă, lăsă, măi, Ernest. Exact. Trebuie. De ce? Nu, nu, eu vreau să insist pe chestia asta, pentru că rostul nostru aici, în discuții, este ca aceste momente să le înlăturăm. Corect. Cât mai să nu se mai întâmple. Da. Ah, okay. Acum am clarificat, nu mai pui întrebarea asta niciodată. Da. Deci două drepte paralele nu mai pui. Te rog frumos să nu mai pui. Da? Două drepte paralele, distanțele între două puncte, nu, de pe ele, distanțele sunt egale. Distanța cu pe clar. Nu, o să mai râdem, ia, domn profesor, și o să mai aici când mergem la trapezii, nu mai vin chiu. Ei, bun, Da. Nu, vezi, Mihela, ce se întâmplă. Faptul că la școală, când s-a zis înălțimea trapezului, profesorul n-a insistat să spună că și de oriunde am duce de pe perpendiculară tot aceeași, iată că i-a spus numai de acolo. Numai de acolo, exact. Și nu s-a mai întrebat că dacă de altă parte ar duce, da, ar fi aceeași. Miruna, dacă și din asta e tot înălțime, și corect, partea asta, și da? Din vârf. Da, și din mijlocul, de unde ar fi? Asta, ca să ne înțelegem. Așadar, când mama i-a spus că prelungim și prindem și înălțimea, asta e înălțimea triunghiului până aici, corect, și asta este înălțimea trapezului. Da? Bun. Da. Și acum aștept. Aștept. Inițiative. Ultima problemă, nu mai așteptam tu. Aștept, s-au dus să trebuie să le limite. Da, lăsă, nu mai oprim. Dreptunghiul e paralelogramul. Oprim, da. Dreptunghiul e paralelogramul.